Vă rog. Gata. Ați discutat în cadrul biroului permanent despre constituirea unui nou grup parlamentar? A fost în primul BP o discuție referitor la ceea ce s-a citit astăzi în plen din partea, cred că celor 12 sau 13 deputați din partea Forței Drepte, iar ulterior cred că s-a depus o altă solicitare, dar încă nu a intrat în ședința de birou permanent de după plen. Probabil că mâine la plen se va discuta și acest lucru. Există și această procedură ca cei care vor să anunțe acest lucru să o facă mâine în plen. Dar în ședința de birou permanent de astăzi nu a fost. Dar de regulă pentru constituirea unui grup parlamentar... Atenție, vedeți că nu este grup parlamentar. Asta explicați-ne. Nu, cei nici Ludovic Orban și nici ceilalți colegi nu solicită înființarea unui grup parlamentar pentru că acest lucru nu se poate. Nu. Ei vor să figureze ca deputați neafiliați aparținând unui partid cu o denumire ca acest lucru să le folosească la biroul electoral, la viitoarele alegeri. Biroul electoral este una, iar grupul parlamentar este cu totul și cu totul altceva. Practic își doresc să aibă oameni în comisiile de votare și în secțiile de votare. Nu am citit, nu am văzut subiectul sau ceea ce solicitau, dar cred că este o procedură care prevede ca o condiție a prezenței în biroul electoral central și în birourile electorale ca să fii în parlament, parlamentar, aparținând unui partid, dar nu cu grup parlamentar, pentru că acest lucru ar fi ilegal. Despre câte persoane e vorba? Cred... Câte solicitări ați primit? Păi, una s-a citit în plen, cred că este vorba de cei 12 sau 13, nu mai rețin exact, de la Forța Dreptei și celălalt, vă spun, încă nu am văzut documentul, cred că este vorba de 8 sau 10. Vă repet, nu am văzut acel document, pentru că procedura spune că este oarecum peste mână să depui un document acum și peste 10 minute să intri în ședința de birou permanent, pentru că e de făcut documentul și ordinea de zi. Deci, în total, în jur de 20-22 de deputați. O să vă pot da un răspuns exact atunci când voi vedea solicitarea acelor 8 sau 10 colegi. Dar stați să ne lămurim puțin cu domnul Orban și parlamentarii care fac parte din formațiunea dumnealui, solicită să se ia la cunoștință în plen de faptul că fac parte din Forța Dreptei, da. Sau și ei, din Forța Dreptei. Da. Deci vorbim despre 10-8. Nu discută despre înființarea unui grup parlamentar. Am dezbătut la fiecare sesiune parlamentară acest subiect și de fiecare dată, conform inclusiv unei decizii a Curții Constituționale, nu se pot înființa ca și grup parlamentar, dar pot, în schimb, să fie deputați neafiliați, aceasta este titulatura în plen, dar care sunt membri a unui partid. Dar acest lucru are legătură cu viitoarea campanie electorală și legislația electorală, nu cu mecanismul parlamentar. Au fost conflicte în biroul permanent pe subiectul ăsta? Nu, deloc. Ultimii 8. Sunt zvonuri că ei și-ar dori, de fapt, să creeze o mișcare în jurul lui. Stimată doamnă, nu obișnuiesc să operez nici pe zvonuri, nici pe ceea ce își doresc unii sau alții. Eu doar iau act de un document pe care trebuie să-l tratez conform regulamentului Camerei Deputaților. Nu pot să comentez zvonuri sau dorințe ale unor competitori politici. Poate și-au manifestat ei cumva. Ca să spun foarte clar, mie sau colegilor mei nu și-au manifestat această intenție. Și când luați decizia finală, poate dacă ați zis, iertați-mă. Am spus că procedura parlamentară prevede inclusiv posibilitatea ca mâine la plenul de la ora 10 acești colegi să își anunțe. Nu știu, dar să vedem, pentru că astăzi la ședința de birou permanent nu am avut această solicitare pe ordinea de zi. Ceea ce intenționează să facă acești colegi mâine la plen sau altă dată, nu aș putea să vă spun. Bine, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. O zi bună!